grădina cu idei, dar așa cum vedeți, domnul Nicu e din nou la aparat. Vă salut. Așa, și va arăta cum face carpaccio, nu? Da. Carpaccio, care sunt niște felii subțiri. Sunt niște felii de mangatelo, se cheamă aici, tăiate foarte subțire. Da. Care aveți acasă mașină de tăiat carne la 1,5, adică 1,5 mm. Așa. Sau dacă nu, la măcelărie poate au și o taie respectiv. Așa. Important este că numai carne, deci... Deci numai carne din asta trebuie folosită. Da, este o carne muști din spate de aici, de la, de la animal. O să vă arăt și... Da, o să facem un filmuleț, probabil că atașat la ăsta. Care sunt părțile pe care le folosesc, părțile componente, nu? Bucățile de carne. Da, da. Cum se numesc și la ce să folosesc ele. Cum se numesc aici în Italia, probabil o să găsiți un corespondent și în limba română. Da. Așa, probabil că mulți o să înțelegeți cum și la ce să folosesc diversele părți din animal la gătit. Deci, vedeți, întindem feliuțele astea pe... Pe o farfurie intensă. Farfurie, da? Asta este o mâncare de vară, de fapt. Nu cine știe aici, ca să zici că... Așa, ce mai contează aici? Ia, ce mai contează? Și modul în care sunt pregătite, sunt așezate în farfurie. Așezate în farfurie, da. Mm-hmm. Deci, prima dată punem carne. Da. După carne, presurăm un pic de sare, nu multă. Deci aici e un ritual, practic. Vă să-i spui și de ce. Deci sare foarte puțin, nu multă, că nu-i trebuie. Mm-hmm. Așa. După care, lămâia, o tăiem. Dar ar fi bine dacă ai tăiat pe fund, ca să nu tai. Și stoarcem puțină seamă de lămâie pe, lămâie pe feliile de carne. De car... Așa se cheamă carpaccio, nu? Deci eu știu că e asta. Carpaccio se cheamă. De ce punem sarea și lămâia? De ce? Lămâia asta are scop și să coacă efectiv carnea. Deci... Da, să o frăgezească. Pentru că nu se mănâncă chiar imediat. Trebuie lăsată după ce termină de făcut Să lasă ca să se marineze. Să lasă un sfert de oră așa ca să se odihnească. Marineze, da? Da. Da, să marineze iar. Hai, vreau cu mine. Punem chipieri. Pepe. Chipăruș. Posibil dacă din ăsta care îi dă un naf mai bun, ăsta care e proaspăt măcinat. Proaspăt, da, măcinat. Nu e exagerat nici fiecare pune. Că după gust, Nicu. Da. Dacă vreți, poți să nu-i pună dacă cineva e alergic la chestia asta. Pepe. Nu-i musai ca să... Așa. În caz să-i pună din asta. Așa, și următoarea... Da. Următoarea fază avem salată rucola. Rucola, deci multe aici trebuie să fie rucola. Aici numai rucola, deci asta merge, nu e că... Okay. Pentru că asta e o salată mai diversă. Mm-hmm. Ea este deja spălată. Spălată, aranjată, da. Tot așa să pune după fiecare după gust, nu? Mă refer, cât dorește fiecare. Da, la fel, sunt care nu le place, poate să nu pună. A, se poate fără salată? Da. Fiecare își pune ce... Mm-hmm. Așa. Acum, punem un pic de ulei de măslină. Așa. Și? Și? Se pune parmezan. Parmezan? Da. Numai că aici se pune de ce? De... O radis la... O, pe răzătoarea mare. Răzătoarea mare, nu pe asta mică. E mai altfel... Așa, ca să simți când mănânci, practic... Da. Gustul de parmezan. Nu știu cum poți să dai așa cu bucata și mare. Eu trebuie să o tai felii ca să pot să o răzuiesc. Ia uite și... Da, văd că tu ești forțos. Vedeți cum iese? Altfel da, e. Așa. Și să pune deasupra. Să pune deasupra. Deci, și asta, cam e... asta este. O lăsăm un sfert de oră ca să-și facă efectul lămâia. Lămâia. Mm-hmm. Și sarea. Da. Și cam asta este. Tot la fel, puteți face, înlocuind carnea de vită cu salmone. Deci, deci se poate și cu salmone. Se poate cu salmone. Somon, adică. Da, somon. Somonul trebuie să fie proaspăt, nu trebuie să fie decongelat. Am înțeles, da. Așa? Somonul poate fi tăiat mai gros, nu-i musai cât subțire ca asta. Nici n-ai cum să tai carne de vită. Și la somon nu prea merge brânza. De obicei peștele cu brânza nu prea se bat. Sunt care le place, sunt care nu. Dar de regulă la somon nu. Aha. Deci iată cina noastră pe seara asta, carpaccio. Nu-i numai farfuria asta. Nu-i numai, clar, da, asta o să mâncăm, da. Ok, rămâneți pe fază că noi vom reveni cu explicațiile de rigoare referitor la
bucățele de carne, ce și cum să folosesc. Bineînțeles că mare explicație o să dea chiar Nico, că el se pricepe, vă dați seama.